În acest an, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp Selecția va produce semințe de grâu de toamnă destinat cultivării pe terenurile agricole ecologice. Acest lucru a devenit posibil după ce soiul Numitor a fost înregistrat și admis pentru cultivare în Complexul Agroalimentar al Republicii Moldova, a declarat pentru Radio Moldova directorul Institutului Boris Boincean. Toamna trecută, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp Selecția a semănat o suprafață de 30 de hectare de grâu de soiul Numitor, care, în corespundere cu reglementările naționale, va putea fi cultivat și pe terenurile certificate ecologic, a menționat directorul Institutului Boris Boincean. Pe acest masiv noi excludem folosirea mijloacelor chimice. E clar că acest grâu este în perioada de tranziție, nu este certificat ca ecologic pe deplin din cauza că este într-o perioadă de tranziție. Eu sper pe viitor ca cererea de acest grâu să devină mai mare și atunci vom fi gata să trecem la sistemul de producere a semințelor. Potențialul genetic al acestui soi e destul de înalt. Eu pot să obțin în jur de 4-4,5 tone la hectar, a declarat directorul institutului. Boris Boincean a precizat că soiul Numitor este unul timpuriu, face parte din grupul ecologic de stepă, este de tip intensiv și a fost înregistrat în Republica Moldova în 2019. El susține că materialul semincer produs de institut este bine adaptat la condițiile climaterice ale Republicii Moldova, ceea ce permite agricultorilor să obțină o roadă mai bună.